Salut, eu sunt Octav. Eu sunt Andrei și astăzi este luni. În clipul de astăzi vom vorbi despre frica de a eșua, frica de succes și cum le putem controla. Frica este un factor foarte important care ține oamenii în loc și oprește din a începe o afacere sau din a deveni din ce în ce mai buni. Există două tipuri de frică. Primul tip de frică este frica de care ești conștient, cea care știi că te ține pe tine pe loc. Însă, cele mai periculoase frici pot fi cele de care nu ești conștient, pe care fiecare persoană le are și din cauza cărora nu putem evolua. Gândește-te care frică te ține pe tine în loc. De ce te temi tu cel mai mult? Scrie în agenda ta care sunt fricile de care ești conștient și pentru a le depăși, imaginează ce ai de pierdut dacă lași acea frică să te oprească. Cum zicea Laurent Suarez într-unul din seminariile lui, 90% din fricile pe care le avem nu se întâmplă niciodată. Indiferent de situație, fie că este vorba de frica de a obține succesul, fie că te gândești dacă odată ce reușești să obții succesul, să continui să fii cel mai bun în ceea ce faci și să evoluezi, sau pur și simplu ți este frică de faptul că cei din jurul tău vor profita de nivelul la care ai putea ajunge, acestea sunt frici reale pe care orice om le are, indiferent de domeniul de activitate, de care suntem sau nu conștienți. O altă frică, de care nu suntem conștienți, dar afectează deopotrivă pe toți oamenii, este frica de eșec. Imaginează-ți ce s-ar fi întâmplat dacă aveai această frică atunci când ai învățat pentru prima oară să mergi. Deși ai căzut, de fiecare dată te-ai ridicat și acum faci asta fără să depui niciun fel de efort. Dacă tot ai această imagine în cap, gândește-te că și succesul este un obicei și se învață. Nu trebuie să neglijăm faptul că frica în general este ceva biologic și strict necesar. Însă trebuie să învățăm să o folosim în favoarea noastră. Odată ce ai stabilit care sunt fricile tale, îți sugerez să urmezi câțiva pași simpli pentru a le depăși, fie că e vorba de frica de succes, frica de eșec sau frica de înălțime. Un prim pas pe care ar trebui să-l iei în considerare dacă vrei să-ți depășești fricile este conștientizarea acestora. Scrie-le în agenda ta. Gândește-te ce a provocat aceste frici și care ar fi probabilitatea că ele să se întâmple cu adevărat. Cum spuneam mai devreme, statisticile arată că 90% din frici nu se materializează niciodată. Odată ce ai conștientizat care sunt fricile tale, gândește-te ce ai de pierdut dacă le lași să te țină în loc. Pune în balanță ce se întâmplă dacă acționezi contra fricii sau dacă o lași să te domine. De exemplu, trebuie să susții un proiect foarte important. Acest proiect îți poate asigura un viitor exact așa cum ți-l dorești, însă ți este frică să vorbești în public. Este extrem de ușor să renunți, să găsești o scuză și să spui nu pot să o fac. În acest caz, deja ai pierdut bătălia. Dacă renunți la ceva, deja ai pierdut, însă dacă măcar încerci să răzbați și să rezolvi problema pe care o ai, eu îți garantez cel puțin o șansă să obții cu succes ceea ce ai vrut să obții. De aceea, îți propunem o provocare. Încearcă să nu mai folosești scuze. Orice ai de făcut, fă pur și simplu. Nu trebuie să te gândești măcar la chestii de genul nu pot să o fac, nu știu cum, nu am timp, mă doare capul, e mult prea mult sau alte scuze. Trebuie să te gândești doar la cum poți să o faci, ce trebuie să înveți pentru asta, cum îți faci programul astfel încât să ai timp să-ți rezolvi ce ai de rezolvat. Așa cum spunea Joe Tai, singura modalitate de a scăpa din închisoarea fricii este acțiunea. Prin urmare, cel mai bun lucru pe care poți să-l faci este să-ți înfrunți frica direct, rațional și conștient de faptul că a greși este omenește. Chiar dacă în urma unei acțiuni pe care ai făcut-o în ciuda fricii ai eșuat, nu trebuie să renunți. Perseverența este una din cheile succesului. Ia în considerare faptul că niciodată nu o să regreți lucrurile pe care le-ai făcut, ci doar pe cele care nu ai avut destul curaj ca să le faci. Gândește-te la faptul că viața este doar o multitudine de alegeri și orice alegi să faci acum afectează viitorul. Însă orice ai face nu poți schimba trecutul. Trebuie să te disciplinezi în așa fel încât să trăiești în prezent cu planuri pentru viitor și cu învățături din trecut. Până la urmă, frica este un factor important în dezvoltarea personală. Este bine să-ți fie frică. Înseamnă că trăiești. Dar nu o lăsa să te domine. Ești propriul tău stăpân. Și pentru că a trece peste acest sentiment de frică nu este foarte greu, o să vă prezentăm în clipul următor un exemplu practic. Veți vedea un interviu despre cum un grup de studenți a hotărât să treacă la nivelul următor și au deschis o afacere care înflorește pe zi ce trece. Și anume StudPass. Ei oferă carduri de reducere pentru elevi și studenți, dar o să aflați mai multe de la ei săptămâna viitoare. Am lăsat un link în descriere cu pagina lor de internet și pagina lor de Facebook, pe care vă invit să le vizitați. Vă mulțumim pentru timpul acordat! Dacă vă este folositor acest clip, nu uitați să dați like, share și să vă abonați! Asta a fost tot pentru astăzi, ne vedem săptămâna viitoare la Despre Tine!